Alo, bună ziua! Bună ziua! Doamna... Da? Să rămână de la Vaslui, vă sunt de la Ziarul Vremea Nouă. Vă mulțumesc frumos! Doamna... Ne-a sunat fiica dumneavoastră să ne spună că da. Să ne spună prin ce treceți. Da. Noi am contactat spitalul din Bârlad, iar cei de acolo ne-au comunicat că dumneavoastră doriți să rămâneți internat în spital. Este adevărat sau doriți să plecați acasă? Nu, 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 și mi-a tratat acasă. S-a încerut afară, a făcut și ce, s-a încerut și analiză, copii de analiză și nu au vrut să învie. Astăzi, iară, toată ziua, a fost o țigă acolo, dar vă rog frumos, dacă vă acasă, dar vă rog frumos, am atâtea bori care eu trebuie să vin și tratez singură. Am înțeles. Și niciun răspuns. Am înțeles. Deci dumneavoastră sunteți ținut acolo împotriva voinței dumneavoastră, cum ar veni, nu? Da, eu aș fi așa afară la ora 1, dacă mi-ar fi dat drum, și afară la ora 1 aș fi plecat. Datorită faptului, pentru că suntem nu puțini în salon, dar eu dacă sunt bănuită de microbul ăsta al COVID, eu nu vreau să l-am, că eu nu cred că am microbul ăsta. Eu vreau să mă duc să-l fac să mă testez la Iași, la un spital specialist care să-mi dea răspunsul corect, este sau nu este COVID. Am înțeles, dar dumneavoastră aveți simptome acum de COVID? Tușiți, vă simțiți rău? Nu tușesc, nu mă dor capul, nu mi-e rău, nu mă dor picioarele, am bun simț, nu-i foame. Deci sunt nici o formă de semni din asta de acolo, ca să aș avea. Da. Stau din marți internată, că am fost internată la spital, la noi la Vaslui, cu oi. Hemoragii digestive, am înțeles. Hemoragii internă. Da. Nu trecut, nu ieșit analizul corect și ieși și alb și cu scaunul și cu urina și cu tot ce mai știu cum și am lăsat ce să stau să fac tratament. Eu am un diabet și de ce să stau mai mult să tratez diabetul, când diabetul eu l-am de 12 ani de zi și mi-l pot trata singur acasă. Da, am înțeles. Bine. Eu mulțumesc mult, dacă este să, să nu cădeți psihic, că poate reușim să... Astăzi am trecut mult și eu cu șucatenă de cei la reanimare și m-au tăiat și eu cu diabetul meu m-am supărat, m-am năcărit până când nu mai știu ce cum e. Am spus ori fug din spital, ori nu mai din pastii care am pentru șucat. Și pentru asta și-mi iau zilele, ori le dăm acasă, din două una.